Pentru că este prima mea prezentare în colaborare cu GNC Auto, normal că am vrut să vă arăt ceva special. Și cu suntem la GNC Auto, avem foarte multe mașini speciale din care putem alege. De exemplu, acolo în spate avem un Ford Bronco, aici avem un G63 AMG cu pachet exterior Brabus sau acolo în spate avem un Aston Martin de Best. Dar din toate astea, eu am ales un Lamborghini Huracan. Și știu, poate să sunt multe Lamborghini Huracan pe stradă, dar nu este orice Huracan pentru că este versiunea tehnică. Așa că stați pe aproape, nu uitați să dați un follow la GNC Auto. Eu sunt Silvian Iremia și pe prezentare. Și care este faza cu acest tehnica? Ei bine, acum la Lamborghini există trei versiuni pe Huracan, adică Evo, care este cea mai calmă versiune, dacă putem spune așa, Tehnica și STO. STO este cea mai dementă versiune, este efectiv o mașină de curse, o mașină de circuit pe care o poți conduce pe stradă. Tehnica a luat cele mai bune părți din aceste două lume, adică Evo și STO, și le-a pus într-un blender, creând un ambalaj perfect, după cum spun cei de la Lamborghini. Și acum să vă dau și un știați că, niște fun factory. De când a apărut Huracan în anul 2014, au existat 14 versiuni diferite. Dacă aveți impresia că numărul ăsta este mare, stați să auziți câte versiuni de Gallardo, precesorul lui Huracan, au fost. 32. Chiar sunt curios câte o să fie de revuelto. Când vine vorba de prețuri, un Huracan Tehnica pleacă de la 250.000 de euro cu TVA. Un Evo Spider pleacă de la 310.000 euro cu TVA, în timp ce Huracan STO, cel mai dement Huracan pleacă de la 350.000 de euro cu TVA. Doar că asta doar prețul de plecare, pentru că dacă e să luăm în calcul că la producătorul italian orice opțiune, indiferent cât de mică, cât de mare este, te va costa în plus, practic mașina asta costă cât vrei tu să dai pe ea. Haideți să discutăm acum despre partea de design. Huracan tehnica nu este doar un simplu facelift față de Huracan Evo. Sunt multe lucruri schimbate. În primul rând, avem multe elemente inspirate din motivul Y. Asta înseamnă practic că sunt multe elemente care seamănă cu forma literei Y. Cel mai mare lucru schimbat aici în față, acest element care este inspirat de ce vedem pe conceptul Sian, ce am văzut pe conceptul Sian și pe conceptul Terzo mileniu. Mai departe, aici în partea de jos avem un nou splitter, mult mai mare față de Huracan Evo, cu aceste lamele care sunt acolo pentru a conduce mai bine aerul către spatele mașinii. Asta înseamnă că are o forță de apăsare mai bună, are un coeficient aerodinamic mai bun și oferă o răcire mai bună, pentru că în același timp aerul este condus și către roțile față, unde sunt discurile de frână. Aparenții de la Lamborghini au observat că pe Huracan au nevoie de o răcire mai bună a frânelor. Și încă un lucru pe care vreau să vi-l arăt aici în față, acest element de culoare negrul cios, care este în continuare a parbrizului și dă mașinii un aer mult, mult mai agresiv. Când s-a lansat, Huracan tehnica a venit cu 8 culori noi. Și știu, atunci când te gândești la un Lamborghini, te gândești la niște culori mai trăsnite, ca verde, galben, portocaliu sau mov. Dar iată că și cu această culoare, care se numește Giglio Titan, într-adevăr gri titan, mașina arată foarte, foarte bine. Și acum să vă dau și câteva date tehnice la Lamborghini Huracan Technica. Mașina asta are o rezistență la aer îmbunătățită cu 20% și o forță de apăsare aerodinamică mai bună cu 35% față de Huracan Evo. Chiar și așa nici măcar nu se apropie de cifrele pe care le are Huracan STO. Iată un lucru foarte interesant pe care nu multă lume îl știe la Huracan Tehnica. Detaliul de aici unde scrie LP642. De deci ce scrie 642? Pentru că în arborele genealogic Lamborghini primul a fost Murcielago LP640, abia după aceea Huracan. Huracan Tehnica vine cu niște jante speciale pe 20 de inci, tot în forma literei Y. În același timp avem niște pneuri Bridgestone Potența Sport, pentru că normal că ai nevoie de cel mai bune pneuri pentru o asemenea mașină. Discurile de frână pe față sunt de 385 de mm și au etrier cu 6 pistonașe, în timp ce pe spate avem discuri de frână cu 354 de mm și etrier cu 4 pistonașe. Iar în același timp, la această mașină, suspensia a fost întărită fiind un model mai sportiv ca Evo și avem și suspensia Magneto. Ce înseamnă asta? Huracan tehnica urcă sau coboară cu 35 de mm în mai puțin de o secundă. Spatele este schimbat față de Huracan Evo și vedem că această mașină efectiv emană agresivitate. Și ca să vedem cât de bine este poziționat tehnica între Evo și STO, ne uităm la Eleron. Dacă la Evo nu ai absolut niciun Eleron în spate, la STO ai unul mult mai mare și mult mai agresiv. Vedem că și aici în spate stopurile respectă acel motiv de Y și acel motiv de Y. Sub stopuri avem niște guri de aer foarte mari de efectiv în încap ambii pumni aici niște zone cu negru cios și un difuzor de aer foarte, foarte agresiv, care normal că cu partea de aerodinamică și cu partea de apăsare. Ce mai este schimbat aici în spate? Avem niște guri de evacuare în formă de hexagon, la fel imense, în sensul în care îmi pe pumnul fără nicio problemă aici. Încă o diferență care merită notată, capacul motorului. Dacă la Huracan Nevo ai mult mai multă sticlă și părțile din lateral nu sunt din fibre de carbon, ei bine, la tehnica ai o bucată foarte mare din fibre de carbon, geamul este... Uh, pus pe o zonă mult mai mică și avem aici direct zone deschise pentru o răcire mai bună a motorului. Și un detaliu foarte frumos pe care îl vezi pe orice Lamborghini, dacă vii aici, scrie V10 ordine de ascensiune și pe aceea niște numere puse da, la nimerală. Ei bine, nu sunt niște numere puse la numerală, pentru că aceasta este ordinea aprinderii pe care o face bujia pentru fiecare cilindru. Deci avem cilindru 1, 6, 5, 10, 2, 7, 3, 8, 4, 9. Și dacă te întrebi cum deschizi capacul motorului sau cum deschizi capacul spațiului de depozitare din față, este foarte simplu. Ai două butoane fix aici lângă picior în partea de jos. Butonul pentru spațiul de depozitare din față poate să fie acționat fără ca tu să fii nevoie să pui contactul, în timp ce butonul pentru capacul motorului trebuie acționat doar atunci când ai contactul. Hai să vă exemplific. Deci punem contactul, apăsăm pe buton și voilà, a apărut Mă rog, s-a deschis capacul motorului, după aceea este foarte simplu pentru că vii -ai aici în spate și doar, doar îl ridici și fix aici apare un monstru de V10. Un monstru de V10, benzină aspira natural de 5,2 litri. Este aceeași unitate de putere ca pe Huracan STO, adică are 640 de cai putere în loc de 610. Are un cuplu motor maxim de 565 de Nm, iar asta înseamnă că Huracan tehnica prinde suta în 3,2 secunde și are o viteză maximă de 325 de km pe oră. Practic, din supercarurile care mai sunt în prezent pe piață este un dinozaur, pentru că este ultimul care mai folosește un motor V10, mai ales aspirat natural. Totul lumea trece la V8, V6, hibridizate, turbo-uri, peste turbo-uri, peste hibrid, peste plug-in hibrid. Ei bine, încă ne putem bucura de acest sunet de operă, acest sunet de îngeri pe care îl scoate acest V10. Dar de ce doar să vă spun despre asta? Mai bine, hai să auziți și voi. Cei de la Lamborghini au spus cuvânt cu cuvânt că sunetul evacuării de la Tehnica este mult mai ascuțit și mult mai entuziasmant decât la Evo. Hai să vedem dacă spun adevărul. De cele mai multe ori, problema cu un supercar este urcarea și coborârea, pentru că nu este neapărat cea mai ușoară chestie, dar în Huracan tehnica lucrurile stau destul de simplu, dar ați văzut cât de ușor m-am urcat. Apropo, să vă arăt și cheia. După cheie vă puteți da seama că Lamborghini este deținut de Audi, pentru că efectiv cheia de Lamborghini este 1 la 1 cu cea de Audi. Bun. Ce se întâmplă aici în interiorul lui Huracan Technica? Mai întâi să discutăm despre materiale. Fiind o mașină care pleacă de la 250.000 de euro, te aștept să ai materiale foarte bune. Și cam așa este, pentru că aici avem această piele, în partea de sus avem alcantara, pe ușă din nou avem suprafață moale în partea superioară, aici alcantara și pentru că Lamborghini este o mașină foarte configurabilă, avem uh, piele roșie care formează un contrast foarte frumos cu interiorul negru al acestui Huracan Tehnica. Mai departe, scaunele, scaunele sunt cele standard, da, de combinație alcantara cu pielea aceasta roșie, pentru extra 2000, 3000, 4000 de euro poți să ai niște scaune uh, bucket seats din fibră de carbon. Ideea este că supercarurile folosesc niște plastice de la mașini mai ieftine pe care după aceea le acoperă cu materiale foarte premium. O chestie pe care o vedem și la Lamborghini. Se văd materiale, se văd elemente luate de la Audi, dar sunt îmbrăcate niște materiale mai premium decât vedem pe Audi. Și normal că este o chestie frumoasă pentru că trebuie să facă până la urmă o diferențiere. Încă un lucru pe care mașina asta putea să-l aibă opțional, dar din păcate nu-l are, fibra de carbon în jurul aeratoarelor. Dar avem o extra opțiune care costă 3000 de euro la Lamborghini, adică un suport de pahar. Avem aici semnul ăsta de băutură, apeși și voilà, este suportul de pahar, singurul din toată mașina, în rest a e te descurci. Ca spații de depozitare, avem și nușă, un spațiu unde să zicem că ți încape un telefon, un portofel și cam atât. Și mai avem și aici, da, sub consola centrală, încă un spațiu de depozitare, dar să ai mare grijă că e posibil pe aici să-ți chestiile un an, 2-3 ani de zile cât ții tu mașina. Ideea e că până la urmă nu-ți un supercar cu mintea, da, cu creierul, ți-l cumperi cu inima. Deci nu o să ai nevoie de spații de depozitare într-un Lamborghini Huracan Tehnica. Încă o opțiune pe care o poți pune extra pe un Huracan Tehnica, poți să ai această ușă aproape complet din fibră de carbon. Și dacă spui acea opțiune, nu o să mai ai mânerul ăsta clasic de Lamborghini, o să ai efectiv o curea de care tragi. Toate astea pentru a salva greutate în plus. Față de interiorul lui Huracan Evo, tehnica nu are aproape nimic schimbat. Singura diferență pe care o să o vezi imediat este la instrumentarul de bord. Și aici este full digital, doar că vitezometrul este schimbat în sensul în care acum este un arc de cerc, nu mai este un cerc întreg ca la Evo. Că tot suntem aici să vorbim și despre volan. În primul rând avem niște padele metalice foarte, foarte plăcute la atingere, mai ales când conduci, iar pe volan avem switch-ul pentru modurile de condus, o chestie care mereu mi-a plăcut la Lamborghini. Și avem trei moduri de condus, strada, sport și corsa, dar cu mașina asta are caracter de mașină de circuit și are tracțiune spate și 640 de cai putere, nu recomand Corsa să fie folosită o dată pe stradă doar dacă ești tu mega, mega, mega pilot. Vedem că nu avem niciun levier în spatele volanului, asta pentru că toate comenzile sunt pe volan. Adică aici avem semnalizarea, da? e aici, de aici dai cu lichid de parbriz și de aici reglezi viteza ștergătorilor. În același timp de aici schimbi informațiile care se apară pe instrumentarul de bord și de aici reglezi pilotul automat. Mai departe, într-un stil clasic Lamborghini, avem switch-ul ăsta ca la avioanele de vânătoare de unde pornești mașina. După aceea avem un sistem multimedia care aparent a fost actualizat, are 7 inci și are această grafică uh, cu multe widgeturi în formă de hexagon. Doar că aici vin și niște chestii un pic mai neplăcute. Dacă vrei să dai mai tare sau mai încet volumul în această mașină, nu ai vreo rotiță, nu ai vreun buton pe volan, trebuie să intri neapărat în meniul acesta, da? să apeși aici și după aceea să reglezi volumul. Da? Este o chestie un pic enervantă. La fel și partea de climatizare se reglează doar cu ajutorul acestui ecran. Dar totuși să vă arăt și ceva ce îmi place. Designul butonelor de aici da? arată din nou ca pe un avion de luptă și o chestie amuzantă, dacă vrei să cobori geamul la Lamborghini Huracan, tu practic împingi în sus de butonul ăsta, da? E un pic pe invers. Tot așa, de aici activezi start stopul, controlul tracțiunii, de aici ridici sau cobori mașina și avem și butonul de avarie. Și ceva ce îmi place foarte mult la Lamborghini, selectorul transmisiei. Practic nu este un selector, sunt niște butoane. Dacă vrei să pui mașina în drive, doar tragi de o padelă și mașina se pune automat în drive. Dacă vrei să pui mașina în neutru, tragi de ambele padele în același timp și mașina este în neutru. Dar ce de la Lamborghini a fost foarte deștept, prin montarea butonului de reverse deasupra butonului de park și de manual. Da? Pentru că este foarte ușor să pui mașina asta în reverse, doar ai dat așa și aia este. O problemă la Huracan Tehnica, vizibilitatea. Parbizul este foarte mic și cam asta vede șoferul de la volan. Pe lângă, parasolarul este foarte, foarte mic. Deci dacă îți va bate vreodată soarele în ochi, nu te va ajuta deloc acel parasolar. Ei bine, acesta a fost și Lamborghini Huracan Tehnica, acest dinozaur din industria auto, având în vedere că este cam ultimul supercar care mai folosește un V10 aspirat. Eu am fost Silvian Irimia, nu uitați să dați un follow, un like și un subscribe la GNC Auto și vreau să-mi spuneți în comentarii ce videoclipuri mai vreți să vedeți, cu ce mașini, ce comparații și cu ce oameni, că până la urmă suntem deschiși la tot felul de idei noi. Așa că la revedere și ne auzim pe episodul următor!